Bună ziua! Numele meu este Petronela Chiriac și sunt bibliotecară la Colegiul Național Vasile Alexandrii din Iași. În minutele care urmează, vă invităm să urmăriți un mic spectacol realizat de trei eleve din clasa 5B de la colegiul nostru. Este vorba de Sara Sumanariu, Adelina Lungu și Bianca Benchia. Spectacolul se numește Portretul Colegiei de Bancă după Mircea Sântembreanu. Vă dorim vizionare plăcută! Copiii au primit ca temă la limba română să facă un scurt portret literar al colegului de bancă, portret fizic și sufletesc. Cum arată și ce fel de om este? Cele două colege de bancă, Victorița și Dana, s-au așternut pe treabă. Citește-mi, te rog, mor de curiozitate să știu ce ai scris despre mine. Dar pe urmă am citit și tu, nu-i așa? Se înțelege, zi. Dar nu te superi? Cum o să mă supăr? Pe onoarea ta? Pe onoarea mea. Ascultă, colega mea, Victorița, este foarte deosebită de mine. Așa și este. Zi mai departe tu. Mor de curiozitate să văd cum o vezi tu. Ea este o fată bondoacă. Cum? Sunt eu bondoacă? Ce vrei să zici? Că nu? Așa zic toți copiii. Bondoacă. Asta tu ai scornit-o. Șterge imediat bondoacă. Și ce, să pun durdulie? Nu, să nu pui durdulie. Dar ce, rotofeie? Nu, să nu pui rotofeie. Scrie... Îndesată, grăsană, crede-mă, tot mai bine e bondoacă. Nu, scrie așa. Ea a slăbit cu 2 kg și 300 de grame. Nu se vede, zău, tu, nu se vede. Ba, se vede. Dacă vrei, îți arăt și rochițele. Dar ce, o fac portret rochițelor? Da. Știi? Sunt curioasă să știu ce ai scris mai departe. Păi să-și citesc, am scris așa. Ea are o față lătăreață. Cum lătăreață? Dar cum îngustă? Uite-te în oglindă. Mai are un nas borcănat și urechi măricele, asta-i tot. Da? Bine, uite ce am scris eu. Colega mea, Dana, este foarte deosebită de mine. Așa și este. Ea este o lungană. Cum? Așa am scris, dar acum adaug și o ciolănoasă, și o deșirată, cu nas ca o trompă de elefant. Da, tu faci comparații bine. Păi crezi că nu poți să scrii în loc de are urechi măricele, are un urechi ca niște foi de varză murată și bărbia scuțită ca un fruct de pantof? Îți convine? Îmi convine. Uite, scriu și eu. Are degetele ca niște dopuri de plută și o strângăreață între dinți, ca Dunărea la porțile de fier. Da? Hai la oglindă. Poftim, unde vezi tu la mine porțile de fier? Și tu unde vezi la mine varză murată? Ștergi cealaltă și deșirată? Și tu ștergi față de tăreață? Șterge tu mai tine. Ba tu! Bine, nu vrei, las că te aranjez eu. Din punct de vedere sufletesc... Ce vrei să mai scrii? O să scriu că ești o egoistă. Și am să scriu că în orele de română scrii la matematică și copiez temele. Și am să scriu că ai fugit de la ultima oră ca să te fotografiezi la minut. Și tu nu te-ai prefăcut bolnavă pentru că nu învățați și poezie pentru serbare? Ai fi tu în stare să scrii asta? Dacă scrii că am fugit de la oră. Nu scriu, dar nici tu de copia temele. Și nici tu de fotografie. Nu, dacă ștergi că n-am învățat poezia pentru serbare. Dar ștergi și tu că sunt egoistă și că am nasul borcanat? Și cum să scriu? Știu! Potrivit! Și despre față? Potrivită! Și despre ochi? Potriviți! Bine, dar scrii și tu la fel. Mai încap pe vorbă? Uite! Să-și citesc compunerea mea. Colega mea, Victorița, este foarte deosebită de mine. Ea are nasul, gura, părul, ochii potriviți. Din punct de vedere sufletesc, ea este o fată foarte potrivită. Iată lucrarea mea. Colega mea, Dana, este foarte deosebită de mine. Ea are nasul potrivit, gura este potrivită, părul și ochii sunt potriviți. Din punct de vedere sufletesc, este o fată foarte potrivită. Cum? Veți exclama? Nu există nicio deosebire între ele? O, ba da, și încă multe. Din punct de vedere fizic, Victorița are în plus 3 virgule. În schimb, din punct de vedere sufletesc, e mai bogată Dana. 2 puncte și o pată de cerneală în plus.